Bine v-am găsit! Sunt emoții foarte mari în această dimineață la Universitatea Politehnică din București, asta pentru că sute de elevi au venit pentru a susține examenul de admitere. Și din ceea ce se poate observa, vedem că cea mai mare concurență este la Facultatea de Automatică și Calculatoare, acolo unde sunt chiar 15 candidați pe un loc. Însă vedem că este cererea mare și la Inginerie Medicală totodată. Cu puțin timp în urmă, iată că elevii au fost lăsați să intre în campusul universității, iar chiar în aceste momente se poate face intrarea în săli, pentru că la ora 10 fix va începe susținerea examenului, care va dura numai puțin de 3 ore. Rămânem și noi în continuare aici și le urăm mult succes tuturor candidaților!